Proiectul privind desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție a fost adoptat în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, însă decizia nu este pe placul celor de la USR care susțin că de fapt nu se desființează nimic. Comisia Juridică a dat undă verde pentru desființarea secției speciale în varianta lui Cătălin Predoiu. Cu 18 voturi pentru și 7 împotrivă, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a votat un raport de adoptare a proiectului de lege care prevede desființarea secției, iar competențele sale vor fi preluate de parchetele obișnuite, cauzele urmând a fi instrumentate de procurori anume desemnați. Cei de la USR fac însă opoziție și spun că, în realitate, SIJ nu se desființează, pentru că atribuțiile sunt preluate de mai mulți procurori care vor funcționa după același mecanism ca și până acum. Un mecanism gândit de actuala coaliție PSD-PNL-UDMR, care de fapt preia toate defecțiunile, toate elementele nocive din trecut, și anume, DNA-ului este dat o gravă lovitură prin faptul că îi se preia o parte importantă a competenței. DNA-ul nu va mai putea să ancheteze, așa cum ar fi firesc, pe viitor magistrații, nici procurori, nici judecători, și astăzi s-a decis nici măcar judecătorii Curții Constituționale și magistrații asistenți în alta curte și Curtea Constituțională nu vor mai putea fi anchetați de DNA. De altfel, USR a și mers cu o sesizare la Comisia de la Veneția. Vom vedea care va fi opinia Comisiei de la Veneția, pentru că, așa cum știți, am sesizat în adunarea parlamentară a Consiliului Europei Comisia de la Veneția. Colegii mei, reprezentanții ai USR, în cadrul adunării, a reușit acest lucru. În cursul săptămânii viitoare deja sunt întâlniri cu delegația Comisiei de la Veneția, care va discuta și cu membrii ai asociațiilor profesionale și cu Ministerul Justiției, așa cum ne-a anunțat chiar domnul ministru, și vom vedea în final care va fi opinia. Conform proiectului de lege, competențele secției speciale vor fi transferate de fapt către o nouă structură denumită de Predoiu, sistem inspirat de modelul parchetului european. Nucleul central va fi la secția de urmărire penală și criminalistică a parchetului general, unde 12 procurori vor avea competențe pe dosarele vizând presupuse fapte de corupție ale magistraților. Pe lângă cei 12 vor avea competențe pe astfel de fapte alți 30 de procurori, câte doi de la fiecare parchet de curte de apel din țară.